Bună ziua, dragi elevi! Sunt Gabriel Vrânceanu și vă invit să faceți cunoștință cu mulțimile finite și cele infinite. Pentru început, mă adresez celor pasionați de colecții. Atât copil, cât și acum ca adult, mi-a rămas ca pasiune colecționarea de timbre. Timbrele, fiind obiecte delicate, le colecționez în clasor, un fel de carte pe ale cărei pagini se prind timbrele. Cu siguranță și voi sunteți colecționari, intenționat sau neintenționat. De exemplu, aveți în penar propria colecție de ustensile de scris. Față de timbre, unde este posibil să existe dubluri, adică timbre identice, în penar, putem considera că fiecare ustensilă de scris este diferită. Facem legătura astfel cu noțiunea de mulțime, privită ca un clasor care nu are dubluri. În acest caz, timbrul este un element al mulțimii. În cele ce urmează, stațiile călătoriei noastre sunt sub forma unor întrebări. Prima întrebare este: poate exista o mulțime fără niciun element? Răspunsul este același ca la întrebarea: poate exista un clasor fără timbre? Evident, da. De exemplu, dacă cineva dorește să devină colecționar de timbre și primul lucru în care intră în posesie este clasorul fără timbre. În fapt, când vorbim despre o mulțime fără niciun element, ne referim la mulțimea vidă, mulțime care are o notație specifică, acest zero barat. Reținem astfel că mulțimea vidă reprezintă mulțimea cu cel mai mic număr de elemente, adică mulțimea fără niciun element sau mulțimea cu zero elemente. Trecem la a doua întrebare. Din câte elemente poate fi formată o mulțime? Evident, din zero elemente, sigur că da. Ne referim în acest caz la mulțimea vidă. Privind această mulțime ca un penar gol, vom putea spune că într-un astfel de penar gol putem adăuga ustensile de scris. O ustensilă, mai multe ustensile. Cum penarul are o capacitate limitată, nu pot introduce oricâte ustensile, ci doar un număr finit. Astfel, se întâmplă și la mulțimi. Ele pot avea un număr finit de elemente, caz în care vom spune că ne referim la mulțimi finite. Un exemplu de mulțime finită, nevidă, este mulțimea colegilor tăi de. A treia întrebare și ultima este: poate fi formată o mulțime dintr-o infinitate de elemente? Evident, analogia cu penarul nu mai poate fi făcută. Penarul are o capacitate finită. Dar să ne gândim la o dreaptă. Cunoaștem că dreapta este formată din puncte. Mai mult, știm că o dreaptă este determinată de două puncte distincte. Mai avem un singur pas de făcut. Astfel, știind că orice două puncte distincte determină un segment de dreaptă, acest segment are un mijloc diferit de capete. Cele două segmente determinate de capete și de mijloc au fiecare câte un alt mijloc. Aceste puncte determină la rândul lor alte segmente care au alte mijloace și putem continua procedeul de oricâte ori, adică la infinit.
Astfel, dreapta are o infinitate de puncte distincte. În concluzie, putem privi dreapta ca mulțimea tuturor punctelor coliniare, puncte care reprezintă o infinitate. Avem exemplul unei mulțimi infinite. Mai mult, am putea să dăm o infinitate de exemple de mulțimi infinite. Dacă v-am trezit curiozitatea, vă invit să lecturați și materialul asociat filmulețului de față. Astfel, într-o călătorie cu un număr finit de stații, am ajuns la destinație. Drag elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii matematice. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate.